în mintea copiilor. Cric și Cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Ba, fix așa, este momentul în care o dăm în mintea copiilor. Este ora 7:28 și fiindcă în weekend am fost plecat un pic la țară, ca să zic. Unde Lucas Lana. Da. Și Cârnați. Am fost plecat doar cu mama, fiindcă am avut frumos niște treburi de rezolvat undeva prin Ardeal, pe la munte, foarte, foarte frumos. Deci m-a disperat, tot weekendul m-a disperat Emma să-i aduc, prima oară a zis, o văcuță. Pe bune. Da, i-am zis, sunt mari vacile. Nu, de-aia, de-aia mică, adică un vițel. Ah. I-am zis, Emma este imposibil. După care s-a hotărât la un pui de găină sau un boboc de rață. La boboc de rață, da. Dar tu, nu, stai, tu nu ai înțeles. Ea a plâns tot weekendul. Că da, de ce nu-i aduc? Și n-am știut ce să-i zic. Păi trebuie să-i aduci. Păi nu aveam cum. Ei, într-o cutie. Păi nu, după ce m-am întors în oraș, am lămurit-o că bobocul și de rață și puiul de găină se fac găină și rață mare. Și a fost un pic, deci nu rămân așa. I-am zis, nu rămân așa. Înțelegi? Dar eu le luam puișori când erau mici. Odată cred că am și venit de la Sighetul Marmației, da, cu niște puișori. După da. Care m-a salvat cineva de acolo, de la, din sat, de la țară. Și mi-a zis, măi, toamna spre iarnă găinile cum ar veni nu mai fac pui, că nu rezistă, că-i frig. Da, e frig. Vai, m-a salvat. I-am zis asta, dar chiar și așa mi-a zis, nu contează, la primăvară mi-aduci pui de boboc așa sau așa. Deci de vițel am scăpat. De văcuță, da? Taică mi-a primit cadou când eram mic și amintește și acum, de la bunicul lui, da? A primit cadou un vițel. Erau alte vremuri. Da. Nu, aveau unde să-l țină. Atunci românii țineau pe balcon și porcul. Mai înțeles, deci nici nu mai contează, dar pornind de la întâmplarea asta și povestea asta, eu mă gândeam la... Că, știi, de obicei când vrei un animal de companie, vrei și tu o pisicuță, un cățeluș? Da, eu nu vreau. Hai să ne imaginăm, dragi copii, că începând de mâine aveți voie și puteți să vă luați orice animal de companie vreți. Da. Deci orice, elefant, nu contează. Să ne imaginăm, dacă... Girafă, da. Zebră. Da, și că sunt cu minți și puteți să-i scoateți și la plimbare eventual, exact, pe stradă. Exact, să-i mergeți, da? Cu ei, da, prin oraș sau pe la mor. Deci, întrebarea este foarte simplă. La 0754222999, dacă ai putea să ai orice animal de companie, orice, deci ce vrei tu, orice îți trece prin cap, da? Să ne imaginăm că ai putea să faci asta. Cum ce se numește... animal de companie ai vrea să ai, da? Cum se numește aia de are... godină. Alpacă. Eu tot timpul zic lamă, dar nu e alpacă. Alpacă e un fel de lamă mai altfel. Nevastă mea vrea să iau, nu glumesc. Unde? La bloc? Da. Ok. Da, okay, foarte bine, dar nu-i copil. Adică n-are nicio scuză. Nu e. A zis că îi place mult. Fiți atenți, copilași, prietenii și colegii noștri mai mici de emisiune, dacă ar fi să aveți voie, trebuie să aveți voie, să se poată, da? Să aveți orice animal de companie vreți voi, orice, da, orice. Ce animal de companie v-ați lua? Eventual, imaginați-vă cum mergeți cu el în les, așa, pe stradă, îl arătați prietenilor, vă dați mari. Știi că am avut eu o colegă în TVR care avea o maimuțică, nu pot să-i dau numele, nici maimuțici, nici colegi. Serios? Serios. Zi măcar maimuțici. Cum o chema? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte, nu? Hai să începem să spunem bună dimineața. Neața. Mă cheamă Maria din Timișoara, da. Și eu vreau un cățel. Un cățel, ce drăguț, ce simplu. Foarte drăguț, bravo. Și Emma vrea nu știu ce toi. Toi? Ea vrea multe animale. Păi ți-am zis, eu am fost casa în care a crescut un motan, un hamster și un iepure. Am rămas cu iepurele. Dar nu se știe niciodată. Mâine mă vezi cu găini și rațe în curte. Și nu știi de ce. Ce s-a întâmplat? Ești micul fermier? Nu, copilul meu are vrea animale de companie. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Pe mine mă cheamă Ianis și aș vrea să am o capibara. Capibara, foarte drăguț, da. Capibara. Mișto. Deci poți să ai, atenție, puteți să ai, să aveți orice animal de companie doriți. Orice, da? Ce animal de companie ați vrea să aveți? Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Alesia și eu am un câine, dar dacă aș mai putea să-mi iau și un alt animal, aș mai vrea o pisică. Ah, ce simplu! Ok, astăzi în dimineața asta aveți voie la orice, și la hipopotam, și la ce vă trece prin minte, da? Să ne imaginăm că puteți să le țineți. Ce v-ați lua? Iarăși Neața, hai să vedem. Neața. S-auzim, bună dimineața, Radio Impuls. Salut. Sunt Raul de la Cluj. Da. Și dacă aș putea să-mi iau orice animal de companie de pe planetă, mi-aș lua un papagal. Drăguț. Am avut. Are pe listă Emma și papagal. Da.
Da. Am avut. Doar că sunt eu deja. Bine. Înțelegi, până dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Suntem Adi din Timișoara. Ea, și animalul de companie pe care aș vrea să-l am, de fapt sunt două, sunt... Este un papagal și o pisică. Și sper să nu, mănânce pisica papagalul. A, nu, că papagalul stă ferit într-o cușcă, teoretic, depinde. Da, eu le dădeam drumul prin cameră. Păi n-aveai pisică? A, nu, n-aveam. Păi, aia era, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună, bună. Sunt Ari. Da. Am 6 și aproape 3 luni, vin din Craiova și aș vrea să mă iepuraș. 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 Să știi că iepurele pitic e foarte simpatic. Sunt așa pisică. Foarte, foarte blănoși și e mititel, adică crește cam cât, nu, pisică e mult, cât jumate de pisică. Jumate de pisică. Da, nu, nu crește foarte mare, chiar e super tare, stă în cușca lui, e cu minte, înțelege. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ariana din Timișoara. Da. Și dacă ar fi să am orice animal aș vrea, ar fi să am un arici. Un arici! Oh. Da, să știi, copiii au o chestie cu arici, ce mama mi-a zis de arici? Dacă lor le place. I-am zis, măi, mă, dar vezi că te înțeapă. Ei, nu contează, e drăguț. Drăguț. Vreau să dorm cu el. Bine. Cum să nu? A, și un urs panda așa-l dă-i. Animal de companie. Ai drăguț, ai foarte. Da, da, da. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Teodora din București. Și eu dacă aș avea un animal... Orice. Orice animal din lume. Da. Aș vrea o capibara, o flopa sau o alpaca. Spor la cafeluță. Mulțumim. A zis frupa, flupa... Junga, panga, tanga. N-am înțeles, dar sunt sigur că există. Absolut. Da. Ok, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Salut, salut. Sunt Dascălu Adrian din Timișoara. Da. Și eu aș vrea un... un labrador și o pisică mică gri, papa. Labrador am avut și înțeles. Labrador și Golden Retriever. Deci, dragi copii, să ne imaginăm că putem să avem orice animal de companie. Adică, de exemplu, că putem să avem un leu care se comportă ca o pisicuță, da? Deci aveți voie să spuneți orice animal de pe planeta asta pe care l-ați... Visați așa că ați putea să-l aveți animal de companie, chiar dacă mergem un pic așa, ne imaginăm, da? Dar tu ce animal ai vrea? Un ghepard. Un ghepard, da. Jur, ca o fețele aia de pisicuță. Tu i-ai văzut? Pe cuvântul meu, un ghepard. Bine, deci, dragi, o să-i luăm lui Grig un ghepard. Și o să zicem că e pisică, l-o mic, înțelegi? Da, 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 da. Gric de ziua ta ți-am luat cadou, ce, o pisică. Mai da, am văzut un caz pe social media, nu știu, pe Facebook. Cineva a găsit o pisicuță în pădure. Așa. Da, pisicuță, băi, știi cât de frumoasă era? Mică, 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 mică. Era de fapt lynx, râs. Râs. Că după aia a început să crească, s-a făcut mai mare decât un câine și a zis, opa, stai că nu e bine. Bună dimineața! Neața, Radio Impuls, sunt Alesa din Timișoara și dacă aș avea voie să-mi iau orice animal de companie, mi-aș lua o maimuță. Ce tare maimuță, I like it. Un orangutan. Da. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls, pe mine mă cheamă Carla, sunt din Sebeș. Okay. Și aș vrea să am ca animal un hamster, pupici cu sclipici. Da, sunt drăgălași hamsterii, să știi. Sunt foarte drăgălași și blânzi așa foarte. Da. Ei în brațe, te joci cu ei. Nu prea îmi plac. Nu? Nu. A, știi ce simpatii sunt? Da, dar nu-mi plac, ce să vreau, dacă nu-mi plac hamsteri. Bună ziua! Bună! Radio Impuls, eu sunt Alex și vreau să am un cocoș. Un cocoș! Un cocoș, ce drăguț, un cocoș, dar te trezește la 5 dimineața. Și pe tine, și pe mami, și pe tate, și toată lumea, și tot nu. Blocul. Pe mine zici nu. Tu? Nu. No. Ne întoarcem imediat la voi, dragi copii. Și auzi adolescenții, adorabili copii și adorabili colegi de emisiune la 0754-222-999. O dăm în continuare mintea copiilor. Este momentul vostru, emisiunea voastră. Așa până e. În fix, până în ora 8. Întrebarea este dacă ai putea să ai un animal de companie. Orice îți trece prin cap. Deci orice, să zicem că se poate. Ce ai vrea să ai? Da? O girafă eu. Așa, da. Dimineața pe doi. Impuls. Enjoy the hits. Bună dimineața! Iată o mică surpriză pentru prietenul meu, Grig. Au pregătit-o colegii din regie, se vede pe canal de 2. Chiar un acum, ghepard, un ghepard va fi animalul de companie al colegului meu, Grig. De deci, ziua lui o să-i luăm, dar o să fie mic, înțelegi? Da, da, ca să mic. Nu mă sperie, da. Îl punem într-o cutiuță de aia frumoasă și îl scoatem. Și cât am, și cât am, iese da, ghepard. Uite, dacă ei se pare așa cumva capul de trup, la modul acoperi corpul, da? Seamănă un pic cu tine. Mai are față de pisicuță, pisicuță.
micuță. Da, da. Da, serios. Doar că e un pic mai fioroasă, dar nu contează. Ce mai contează acum? Deci, asta, cum să-l cheme pe ghepard? Pe ghepard? Leo. Da, bun. Leo. Bun, 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 bun. Leo, da, super nume. Neața copiilor, animalul. Neața, dacă ar fi să vă alegeți din lumea asta largă orice, orice, orice animal de companie, cam ce animal de companie ați vrea să aveți? Să spunem deja, să zicem bună dimineața. Neața Radio Impuls, Rareș din București, și aș vrea un ghepard alb. A, ce drăguț. Cosmin Cernat vrea o girafă, avem și o girafă la televizor în cazul în care ne urmăriți și pe canal de 2. Cum să o cheme pe Eu girafa? Eu știu mea. De ce tu vrei girafă. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, că și tu ești înalt. Da, bă... Și, de exemplu, ajungi să o mângâi pe cap. Eu ți-am zis, din porectele mele este lunganul. Am fost la safari, mai. Să vezi cum vine girafa, am pus mâna pe nasul girafei. Cum să o cheme pe asta? Cum să o cheme? Știi cât de tare e pe girafă? Da. Stai că nu știu, Honey Bunny. Honey Bunny? Honey Bunny. Auzi că Lili zice să o cheme Bubulina. Bubulina, nu. Magdalena. Magdalena, excelent, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Salut, salut. Din Victor Comunești. Da. Și vreau să-mi cumpăr un cal. Un cal. A, Radio Impuls. Foarte tare un cal, dar nu vrei să începi și tu cu ponei? Nu știu, vorba aia, în viață trebuie să o iei de jos. Da. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iris din Brașov și animalul pe care l-aș vrea să mi-l cumpăr, da, este capibara, pentru că este foarte dulce. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță. Capibara, nu, toată lumea are, copii au ceva cu capibara. Nu știu. Dar sunt ce. Foarte simpatici capibara. Niște rozătoare din acela. Să zici că o combinație de porc cu șobolan. Nu știu, da, e ceva. Dar sunt foarte tari. Bună dimineața. Salut la doi impuls. Salut. Așa am un pui de găină. Ce ți-am zis, măi? Pui de găină. Pui de găină, boboc de rață. Ce să mai zic. Bună dimineața. Bună dimineața, eu sunt Patricia din București, da. Și eu, dacă aș avea orice animal, aș vrea o pasăre fenix și un stingător, să nu iau focasa. Ai, ce tare, deci o pasăre fenix și un stingător, să nu ia focasa, cât de interesant. Dar tu știi cât poate să cântărească capibara ăla? Nu. Ajunge la 50 de kilograme. Păi ți-am zis, e un fel de o combinație de... Și știi care este lungimea lui? A. Maximă? Ia zi. 1,3 metri. Da, sunt mari, e ca un porc așa. Da, cu blană și cu un bot de la simpatic. Mie, dar e cam urâțel așa capibara. No, mie mi se pare super simpatic, Cosmin. Îmi place. N-ai tu gusturi la capibara. Bună, Radio Impuls, sunt Anastasia din Timișoara și merg spre școală. Da. Eu, dacă aș putea, mi-aș lua un cal. Ok. Cal pentru al dresa. Ok. Și am participat la multe concursuri. Ce și drăguț. Pe el mi-a și îmbunătățit și eu călăritul. Pa, mulți pupici cu sclipici, zi faină. Cât de tare, deci înseamnă că tu deja faci călărie. Da, așa rezultă. Fii atent, wow. Iar că m-am întors la capibara ăla. Fii atent, deci că poate să doarmă pe apă, ținându-și doar nările afară. Da, 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 da. Da, da, foarte tare. Până dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Antonia din București, da. Și vreau să am un delfin. Un delfin, ce tare să-l ții în cadă. Și îl pui cu capibara. Știi? Păi dacă doarme pe apă, îl pui în cadă. Sare delfinul peste el. Înțelegi, exact. Peste capibara și capibara sfore în cadă. Corect, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Damian și dacă aș vrea să am un animal de companie mâine, imaginar ar fi dragon. Un dragon, da, tare un dragon. Dar să fie mic. Dar știi că în 2021 capibara au invadat un cartier din Argentina? Nu. Pe bune, în 2021, serios, da. Miserie. Serios, okay. S-au luptat cu câinii. Ei, na, da, da. Capibara. Nu-mi vine să cred, neața. Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Diana din Timișoara și eu mi-aș dori o capibara. Ia uite, măi, capibara. Da, fii atent și capibara, ăștia, ci că acolo în Argentina au venit niște cetățeni și au făcut un cartier de lux, știi, pe terenul pe care erau rozătoarele astea, știi? Și ăștia au venit să-și recucerească pământul furat, cum ce ar veni, știi? Tare. Da. Ce tare, deci capibara, revoluția capibara. Capibara, în Argentina, da. Capibara Che Guevara, aveau și ei un Che Guevara al lor, probabil. Da, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Pe mine mă cheamă Patrick, da, din Brașov. Așa.
Și animalul meu de companie care îmi place așa, este un câine. Pa, aia, okay. Pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici și ție. N-ai mai zis de capibara ăla, de porcușorul ăla. Capibara, avem mulți miliarde de vizualizări pe TikTok. 1,8 miliarde clipurile astea cu capibara. Da. Păi da, sunt noile pisici ale internetului. Am înțeles. Dacă înainte erau videoclipuri cu pisicuțe și meme-uri, acum postez și eu. Cu capibara. Eu zic să postăm și noi pe Instagram. La Radio Impuls, eu sunt Victor. Da. Am câini și pisici. Ok. Dacă ar fi să am un animal, da, aș vrea să am un iepuraș, okay, și un arici. Pa, pa! Ce frumos, okay, un arici. Înțepător, dar simpatic, neața. Dimineața Radio Impuls, eu sunt Tudor, da, și eu vreau să-mi cumpăr o girafă. Bună, eu sunt Lara și eu vreau să-mi cumpăr un ponei. Bună, eu sunt Una și aș vrea să-mi iau un cai. Bună, eu sunt Gric și aș vrea o bicicletă. Și eu aș vrea să-mi schimb bicicleta, da. Da. Dacă mă aude cineva și vrea să-mi facă și... Încă repede, două mesaje. Hai să vedem și să auzim. Neața. Bună dimineața, Radu Impuls. Eu vreau să am un cal și o pisică. Un cal și o pisică. Nu e rău. Hai, poate mai găsim un capibara. Bună dimineața. Stai puțin, Neața. Bună, Radio Impuls. Salut. Eu sunt Robert din Sibiu, da, și dacă aș putea să am orice animal, da, aș vrea un cățel și un papagal. Pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici. Mulțumim, spor și la acum... capeluță. Era să zic și vouă, nu, spor la școală. Și da? Acum, spor în la final, ca să știe părinții ce au de făcut, să-și ducă copiii să vadă capibara. Capibara se găsesc într-un parc Nagasaki Biopark în Japonia, da? Paradisul capibarelor. Domn, băiat. Cred că așa avem și noi la zoo. Ce, capibara? Nu, capibara. Parcă avem. Să plătească să-i ducă pe ăștia mici. E departe, la Nagasaki. Nu. Hai că o să caut o grădină zoologică din România care are pe stoc capibara. Cine știe? Poate. Neața bună și vouă. Vine Nadine, a zis-o imediat cu știrile. Rămânem în dimineața pe 2 la Radio Impuls România și Canal de 2. Neața, Gric și Cernat aici. Dimineața pe 2. This is...